În vegetația de pe nisip. Sunt specii de plante care trăiesc doar pe nisipuri, doar pe dune marine de nisip. Și probele au fost colectate din această vegetație de nisipuri. Li se mai spune muște moli, pentru că seamănă cu niște fluturi de noapte. Sunt specii rare, încă necunoscute cercetătorilor. Una dintre ele a fost descoperită pentru prima dată în Grecia, relativ recent, în anul 1993. Undeva sunt la granița dintre muște, moli și țânțari, unele dintre ele, fiindcă sunt capabile să înțepe și să sugă sângele. Ne-am dat seama că sunt două specii pentru România și am publicat o lucrare științifică, practic semnalul oficial. Larvele acestor musculițe sunt elemente importante în lanțul trofic pentru că descompun materia organică, în special în zonele cu umezeală, iar zona dunele marine, cuprinsă între Agigea și țărmul mării, pare ideală pentru ele. Sunt dune acoperite de ierburi, este și umezeală din belșug și nu există activități industriale. Este o specie caracteristică pentru acest tip de habitat, de dune marine, de dune costiere pe faleze înalte. Aceasta este o specie foarte puțin cunoscută, este o specie pe care o știm din Grecia, dar a care biologie nu o cunoaștem. Astfel că descoperirea este foarte importantă pentru că în felul acesta putem să identificăm noi moduri de dezvoltare, noi aspecte ecologice din lumea insectelor. Firește că pot ajunge și pe răni, pot ajunge și în alte zone ale corpului care să genereze disconfort și chiar miaze. Adică o infecție cutanată profundă cu larvele acestor insecte, fiindcă se depun ouă pe piele. Dar în cazul nostru, acestor două specii, sunt puțin probabile apariția miazelor la animale, eventual. Și condițiile de igienă din țara noastră nu sunt la nivelul de a permite apariția miazelor. Specialiștii de la Agigea urmează să facă noi cercetări ca să vadă impactul pe care aceste insecte l-au asupra așezărilor umane.